Doamna Valeria a fost condusă pe ultimul drum ca o regină. De la Bistrița, unde a ieșit, foarte mulți oameni întrebau că de ce s-a aplaudat. Pentru că așa se conduce un artist, un prin artist, aplauze. Prin aplauze. O viață pe scenă, aplauzele au fost cele care i-au încărcat bateriile. Mai departe, la Năsău, știu că a fost primită în mijlocul orașului Năsău, dacă s-au nu mă înșel, în Salva s-a oprit. În Salva, da. Mai departe, a trecut pe lângă casa lui George Coșbuc și în Telciu foarte frumos a organizat elcenii acolo funerarile și copiii au ieșit în ținută, copii, în haine populare. Fanfara, copiii de acolo, foarte frumos. Ceea ce înseamnă că într-adevăr ați respectat-o și nu știu dacă e bine că nu-i cuvântul bun că vă bucurați, dar apreciați gestul că a ajuns și se odihnește acolo la umbra bisericii, la dumneavoastră acasă și nu este în altă parte. Pentru că acolo este locul doamnei Valeria Peter-Predescu. O să vorbim în partea a doua, vreau să vă întreb dacă este un proiect mai amplu despre un muzeu Valeria Peter-Predescu. Însă până atunci vreau să-l întreb și pe domnul Mureșan dacă dumneavoastră ați avut împreună cu doamna Valeria, ați fost ieșiți undeva cu fanfara. Nu, deci numai așa, cât am avut ocazia la unele spectacole, pe plan local sau și de mai zilele puțin. Telciu, da, sau? De zilele Telciu, tot timpul. Știu că a fost unul dintre inițiatori, dacă nu mă înșel, s-a zbătut la prima ediție. Da, să iasă, prima ediție. A adus cântăreți de renume, au venit în satul Valeriei să cânte nume mari ale folclorului românesc. Dar de câte ori ne întâlneam și prin oraș, prin Bistrița, deci tot timpul ne respectam așa, deci era o armonie, o plăcere să discuți cu dânsa. Acum suntem la a patra ediție a Zilelor Telciului și de fapt întâlnirea fiilor satului este programată, așa s-a stabilit de către primărie, Consiliul Local, să fie prima duminică după Sfânta Mărie. Și sperăm că și anul acesta, cu toate problemele care sunt generate de criză, eu personal am vorbit cu domnul primar să se desfășoare și această ediție a patra, unde de asemenea au fost invitate o serie de grupuri folclorice, o serie de personalități ale cântecului popular românesc din Maramureș, din Banat, Bucovina, Moldova și din Dobrogea au fost. Și am avut și din afara țării, din Ucraina am avut, din Turcia, să ne amintim la ediția a doua, din Ungaria. Sunt niște lucruri deosebite pentru că prin cultură noi ne putem cunoaște, ne putem apropia și cultura este un factor, un liant, nu numai în cadrul național, ci și între celelalte națiuni și popoare din întreaga Europa, nou spirit european. Aici sunt câteva din diplomele primite de fanfara din Telciu, dacă mă ajută colegii un pic, așa nu... Vreau să vă întreb, domnul Mureșan, pe unde ați îmblat în ultimul an, de când nu ne-am întâlnit, de la precedenta emisiune? Da, deci am fost la Muzeul Satului în București, în luna aprilie. Am fost la Dumitrița, o singură invitație aici în județ am avut. Pe urmă, Maialul Năsăudean și Ispasul, tot la Năsăud. Și pe urmă am avut 4 ieșiri în județul Cluj. Deci mai mult am fost apreciați în altă parte decât la noi, ca de obicei. Iar mai fost și la Brașov, nu? Da, bine, da, am fost la Poiana, Brașov, mă rog. De Zilele Telciului am fost pe plan local. La Cluj a fost foarte frumos. Și în oraș, și în județ am fost la Mărișel, unde se crucea Iancului. A fost un program unde se adună toți moții, vreo 20.000 de oameni au fost acolo, foarte frumos. La Festivalul Colind de Iancului în Cluj a fost foarte frumos. Deci, poate că de multe ori suntem apreciați mai mult în altă parte decât la noi. Poate că aprecierea o să vină încet, încet de acum. Știți că de multe ori, cum se spune, nu ești profet în țara ta. Da. Și de multe ori chiar și doamna Valeria Peter-Predescu a fost invitată unde merita să fie în județ la acțiuni. Dar asta este o altă poveste în care nu vrem să intrăm. Acum poate intrăm altă dată. Vreau să vă întreb dacă ne puteți da câteva date despre festivalul Valeria Peter-Predescu care are loc săptămâna viitoare la Bistrița și la Telciu. Dacă știți la Telciu în ce zi o să fie și
Deci, la Bistrița știu că deci 27, va fi... 28 și da. 29, eu așa am înțeles. Eu știu că 29, gala la Telci. Exact, da, a treia zi. Așa, și în prima zi sau a treia zi o să fie sfințit și monumentul? Nu știm. Nu Bun. Cunosc de monument. O să vă spunem în emisiunea de săptămâna viitoare atunci. Dacă nu, eu am fost recent la Telciu, chiar săptămâna trecută, dar nu am se lucra la detalii. La monumentul funerar. Probabil se ține în ghilimele mai secret, eu știu. Nu, așa? Nu știu dacă e secret sau nu, dar nu, nu știm noi. Dacă e așa, mă bucur. Mă bucur pentru acest lucru și să sperăm că știu o că să fie se lucrează la ediția întâia, la da, monument, la Crucea. Da. Lucrează familia. Să fie o ediție reușită. Am înțeles că participă, deci, tinerii, să zicem, tinerii de la 16 la 35 de ani, cel puțin așa scris și dumneavoastră în ziar și de la dumneavoastră m-a inspirat. Și sigur, unul din cânt ce trebuie să fie din repertoriul doamnei Valeria Peter Predescu. Și sper să fie o ediție reușită. Din câte cunosc domnul primar cu Consiliul Local, am participat și la ședința Consiliului Local, unde s-a discutat această problemă, pentru luarea unor măsuri de pregătire, pentru că nu va fi ușor, va fi o participare, sper eu, masivă și din așa, acum cred că ne aud, nu, se mai pot face înscrieri, dacă nu greșesc eu până 23. Până 23, parcă. Da, 23, deci mâine e 22, se mai pot face înscrieri și asta ați dat toate detaliile și în Mesagerul de Bistrița Năsăud și sperăm să fie o participare ca un semn de respect pentru ceea ce a făcut, că a făcut enorm de mult și ne-a dus cântecul popular în lumea întreagă. Din câte am dat eu aici în monografia Terciului și în unele locuri a fost de 2-3 ori state, așa a fost în peste 18 țări din Europa, dar a fost și în afară, în Statele Unite, a fost de mai multe rânduri la Ierusalim și îi plăcea să spună la Mormântul Sfânt și în alte locuri unde în Valeria Petre... Da. Da, în Franța a fost în vreo 4-5 rânduri, în Spania, în Polonia a fost, dacă nu greșesc, de 3 ori și cred că ar fi bine, domnul Menuț, noi am mai discutat așa în fugă și azi și zilele trecute, toată această opere și corespondență, are o corespondență, avea o arhivă, ținea la arhiva personală, ar fi bine, sigur este atributul familiei în primul rând, să-i facă un volum, așa cu toată întreaga sa corespondență și are nenumărate acțiuni. A fost un spirit viu pe Valea Timocului, dacă nu greșesc, a fost de vreo 4-5 ore acolo și era intrigată că sârbii de acolo nu-i lăsă pe români așa la biserică să facă slujba în limba română, pe că noi că suntem de toleranți și nu, cum se cade, să zic așa, față de sârbii din Banat, unde au trei protopopiate sârbești, o episcopie. Noi suntem era toleranți și cu toate etniile intrigată, am și românii de dincolo de granițe da. O trăiesc mai... Apropo, mai... că am spus de Demetriu Cozmulei, nu acolo la viitor a fost director. Telefon, după care director revenim. De școală. Alo? Alo, bună seara, și zis tot am viață. Adevărat că am viață. Adevărat că am viață. Mă numesc Sfântul Florea, sunt și eu din Telciu. Vreau să felicit pe consilienii mei, domnul Mureșan. Mulțumim. Și vreau să felicit pe nepoțelul meu, pe Luțu Crăciun. Care Luțu, care Luțu? A, așa. Care teapă în studio. Îl pup nasul lui de putez. Vă felicit pentru tot ce faceți. Sunt mândră de comuna Telciu și eu de pe Valea Buscatului. Ce să vă...